Informarea privind situația corecțiilor financiare aferente proiectelor finanțate din fonduri europene aplicate primăriei nu a trecut în ședința din Consiliul Local de azi, fără o precizare pe care viceprimarul Faza Caș-Nicolae a ținut să o expună consilierilor locali. Potrivit viceprimarului, pe masa guvernului se află un proiect de ordonanță care ar putea rezolva problema de la nivel național cu care se confruntă toate unitățile administrativ-teritoriale care primesc corecții financiare pentru proiecte finanțate din fonduri europene. Considerăm nedrepte aceste corecții care nu s-au aplicat. Avem și o rază de speranță, deoarece există un proiect de ordonanță care, practic, ar prelua acele corecții care au fost stabilite după ce au fost aprobate de către comisiile, de către două comisii de achiziții publice, verificate și aprobate documentațiile, se revine cu obiecții la aceste aprobări. Deci, de masa guvernului există acest proiect și sunt șansele ale să preia bugetul acestei întâlniri. Amintim că Primăria Zalău plătește din bugetul local peste 1.700.000 de lei pentru corecții financiare aplicate, pentru că a cerut executantului anumite condiții normale și legale.